Ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul pentru Zodia Taur, 2 martie, dar înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Zodia Taur, în această zi, o femeie mai tânără va avea un rol important în viața dumneavoastră, direct sau indirect, și poate cifra 5 poate are un rol important. Și văd că veți avea parte de surprize, de evenimente neprevăzute, surprinzătoare, noutăți, vești care vor veni în viața noastră și cred că cu această femeie veți avea momente creativ, un moment frumos, un moment de bucurie și de joacă, nu numai. Văd comunicare care va veni spre dumneavoastră. Dar văd totuși o contrarietate, o veste mai pe seară care o puteți primi, care vă va dezamăgi sau vă va pune în contratimp, poate va întârzia. Această tânără văd o căsătorie sau face parte din familia dumneavoastră. Și această veste, această bucurie, această comunicare poate începește un cadou, omagii sau trebuie să primiți ceva aici și veți primi această veste că sau veți primi o veste că veți primi ceva. Această veste urâtă care va veni să nu vă dezamăgiți pentru că văd că veți avea parte de triumf, veți avea parte de reușită, veți avea parte de noi începuturi. Poate va întârzia, veți fi voi în contratip și mai dezamăgiți, poate veți fi contrariați, dar nu vă pierdeți speranța pentru că aici văd asul de cupe, abundență, văd un nou început cu o experiență emotivă fantastică pentru voi, da? Care va fi triumfătoare, veți triumfa, vă veți bucura. Și să acceptați tot ceea ce va veni în viața dumneavoastră, pentru că treceți printr-un moment de transformare. Haideți să vedem. Și spune armonie. Armonia depinde de relația ta cu Universul și depinde de relația ta cu persoanele din jurul tău. Deci poți să ai armonie, mai depinde de tine, să știi. Depinde de ceea ce vrei și cum socializezi, cum te impui. Deci dacă vei fi în armonie cu tine însuți și cu automat vei fi și cu ceilalți. Deci depinde de tine cum te relaționezi cu Universul, e clar. Și aici această tânără poate fi ori din familie, ori doriți sau sunteți deja căsătoriți și va avea un rol important sau va duce la căsătorie. Văd onestitate, văd ajutor din partea acestei tinere și vi se spune umorismul, zâmbește de tine însuți, da? Zâmbește că poate te-ai preocupat degeaba. Zâmbește de ceea ce îți trece prin cap sau de ceea ce îți vine în cap sau de ceea ce întreprinzi sau de creativitatea ta, etc. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Și nu numai, înscriindu-vă la canal, noi ne vom conecta printr-un fir invizibil pentru etalările următoare care vor veni pe parcurs. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Haideți să vedem zodia fecioară. Aici văd o femeie în vârstă, poate care nu mai este. Această femeie vă stă alături, vă veghează, vă ghidează în viața noastră de zi cu zi. Aici vi se spune să fiți înțelepți, să fiți prudenți în deciziile dumneavoastră, să reflectați înainte să luați vreo decizie. Și această femeie sau un trecut, trecutul dumneavoastră sau persoane sau circumstanțe din trecut pot reapărea în viața dumneavoastră în această zi. Și văd o pierdere. Poate veți auzi că o femeie mai în vârstă i-a venit momentul să se ridice la cer, să se elibereze, să plece dintre noi, da? Aici moartea îmi spune că va fi un moment de transformare, de schimbare pentru voi, chiar și de moarte, da? Deci poate auziți că o femeie mai în vârstă este bolnavă sau nu se simte prea bine, poate are un disconfort fizic, dureri fizice. V-am spus, o persoană din trecut, mai în vârstă, sau circumstanțe din trecut revin în viața dumneavoastră și pentru acest lucru vi se cere prudență și să ascultați sfatul acelor persoane, să fiți înțelepți.
Și cred că o bunică vă stă alături, vă veghează și vă ghidează sau chiar și o mamă. Și această moarte va duce la această suferință, la acest dezechilibru, la această transformare sau schimbare și văd că aveți nevoie de mai multă lejeritate. Aveți nevoie de mai multă lejeritate în viața dumneavoastră. Aici vi se spune și să nu vă faceți prea multe iluzii sau. Văd foarte multă instabilitate în viața noastră și v-a săturat și vă produce suferință acest lucru și să fiți atenți și să reflectați pe deciziile care le luați, pe schimbările care vor veni, pentru că aici văd și un pic de imprudență. Deci, atenție, reflectați, fiți înțelepți și fiți cu picioarele pe pământ și aveți nevoie să luați lucrurile mai lejer, da? Și Marte mai spune și că poate anumite lucruri din trecut, ceea ce nu mai aveți nevoie, relații sau lucruri sau bagaje emoționale, le veți lăsa la spate, vă veți elibera. Că această transformare, această moarte, această secere taie, moartea taie, dar nu taie chiar totul, taie ceea ce nu mai e nevoie, ce nu mai aveți nevoie, da? Și rămâne esențialul. Așa că poate fi și o eliberare pentru noi începuturi, pentru dumneavoastră. Da, această femeie în vârstă, v-am spus, este bolnavă. Această femeie din trecut, dumneavoastră, mama, bunica sau o femeie din trecut, au zis că este bolnavă. Aici este în suferință, este la pat sau depresă. Și această moarte văd că vine cu un noroc sau această schimbare care va veni cu un noroc. Sau poate cu anumite conflicte în viața dumneavoastră, dar aici mie în aceste cărți îmi spune că vine cu noroc. Da, această transformare pentru voi. Deci poate veți termina cu trecuturi și vor fi noi începuturi, cum v-am spus. Vă veți elibera de acele negativități și veți avea parte de noi începuturi cu noroc. Și această lejeritate, această imprudență, aveți grijă că aveți cineva invidios pe voi. Și cred că sunteți blocați în mintea dumneavoastră și vă faceți foarte multe iluzii și sunt instabilități și vă țin blocați pe loc sau mintea dumneavoastră se repetă aceleași lucruri. Mintea dumneavoastră zboară. Aici văd că sunteți blocați, să spunem așa, și să aveți grijă că cineva aici e invidios pe dumneavoastră. Să fiți înțelepți și atenți în ceea ce decideți și în ceea ce faceți în această zi, Zodia Fecioară. Că văd că există o invidie aici. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru Zodia Fecioară. Primul mesaj spune că va fi o schimbare pentru tine. Deci ți-am zis că schimbarea va veni, asta e clar. A schimba nu este dificil, să știi. Este simplu să schimbi. Deci trebuie, cred că, să iei o decizie să schimbi. Dar acea decizie trebuie să o faci cu înțelepciune, cu prudență. Și văd că armonie. Și poate unul dintre voi sunteți născuți într-o zi de 9 sau luna septembrie. Și aici armonia o vei avea doar depinde ce raport sau ce relație ai tu cu Universul sau cu tine în sus, cu persoanele din jurul tău. Doar așa vei avea armonie. Dacă tu nu vei fi în armonie cu tine sau cu alte persoane, automat nu vei avea armonie. Și armonia va veni depinde de raportul tău cu Universul, cu ceea ce te înconjoară. Și o schimbare vei face în această zi sau va veni o schimbare și această schimbare nu este dificilă de făcut. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Și în acest mod ne conectăm între mine și dumneavoastră printr-un fir invizibil pentru etalările viitoare. V-am pupat! Doamne ajută! Sănătate! La revedere! Haideți să vedem Zodia Capricorn. Veți avea parte de noroc în această zi, de un noroc. Și văd aici o surpriză, o schimbare pozitivă, un câștig, o victorie. Dumneavoastră sunteți acea persoană care stați pe gânduri, vă aprofundați, cereți sfatul, poate mergeți și la o persoană care citește tarotul sau poate chiar pe ei, cum ascultați pe mine acum, de exemplu. Văd că o persoană care e curioasă și dorește să afle mai mult în ce privește
aceste cărți, da? Sau să aprofundeze tarotul în general, se informează. Dar văd că veți avea parte de un noroc, de surprize plăcute, schimbări fericite și văd că căsătoria, veți avea anumite beneficii din partea acestei căsătorii, o relație importantă care vă va aduce avantaje în această zi și persoane oneste care vă vor ajuta, care vă vor veni în ajutorul dumneavoastră, zodia Capricorn. Văd o uniune, o căsătorie. Sau dumneavoastră veți dori să aprofundați această căsătorie, vreți să știți mai mult despre această căsătorie. Da, aici această schimbare pozitivă, văd că cineva va fura ceva anume sau o tristare, ați avut aici o hoție care ați avut-o, văd că veți avea parte de o schimbare fericită, de o surpriză, de un câștig. Și aici, dumneavoastră, sunteți curioși în ce privește relația dumneavoastră cu persoana iubită. Cred că veți intra pe rețele de socializare și veți asculta etalările pentru a afla mai mult despre această relație. Poate pentru o colaborare de muncă, dar și pentru o relație, pentru un cuplu. Văd că doriți să aprofundați sau doriți să știți dacă trebuie să acționați, să faceți primul pas în ce privește o relație. Aici, în această căsătorie, văd o femeie în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, poate dumneavoastră sunteți această persoană care poate zice că nu sunteți sinceră sau o altă femeie zice că nu e sinceră, dar poate că nu, poate din motivele dumneavoastră nu vă mai deschide sau preferați să fiți mai secretoase, să nu spuneți tot sau să nu vă arătați sufletul, inima pentru a vă proteja, etc. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru zodia Capricorn. Spune să reflectați, să-ți clarifici ideile. Da? Să-ți clarifici ideile, să reflectezi înainte să iei vreo decizie. Și aici, oh, wow, cât a ieșit. Hai să vedem. Să fii recunoscător pentru ce ai în viața ta. Să te eliberezi de condiționări, că poate ești condiționat sau blocat în ce privește partea materială sau o relație. Aici zice, liberează-te de condiționări, fii mai independent. Zice, iluminare. Trezirea ta se va apropia, va fi mai aproape decât crezi, dar așteaptă fără grabă, să aștepți, să ai răbdare. Și aici zice că încearcă fără frică, experimentează viața, acționează. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și în acest mod vom fi conectați la un fir invizibil între mine și dumneavoastră pentru etalările viitoare. V-am pupat, sănătate multă, Doamne ajută, la revedere, numai bine!